Sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui actor Mitică Popescu a fost depus la Teatrul Mic din Capitală, unde toți cei care l-au iubit îi pot aduce un ultim omagiu. Se află acolo colega mea, Violeta Miron. Violeta, te ascultăm. Așa este, Ramona. Astăzi, actorul Mitică Popescu și-a jucat ultimul rol la Teatrul Mic, teatrul unde și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei sale. Însă, puțini colegi și prieteni, am putea spune, că au trecut astăzi pe aici pentru a-și lua rămasă bună de la artistul nostru. Însă, în cel mult o jumătate de oră, sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului va fi dus la capela cimitirului Belu, pentru că acolo, mâine după amiază, acesta va fi înmormântat. Cel care a fost nelipsit și care l-a susținut foarte mult în ultima perioadă a fost singurul său nepot, care de altfel s-a preocupat și de problemele sale de sănătate. Potrivit apropiaților artistului, în vara trecută, actorul Mitică Popescu ar fi suferit primul atac vascular cerebral, după care s-a recuperat destul de bine, însă problema s-a repetat în luna decembrie anului care tocmai s-a încheiat. Însă mai întâi a fost internat la Spitalul Floreasca, după care ultimele zile din viață și l-a petrecut la Spitalul Elias din Capitală. Așadar, cei care nu au apucat astăzi să treacă să și-a rămas bun de la actorul Mitică Popescu, o pot face mâine la capela cimitirului Belu. Și printre actorii care au trecut astăzi pe aici, care și-au făcut puțin timp pentru artistul Mitică Popescu, se numără și Vasile Muraru, pe care aș vrea să-l ascultăm chiar acum. De când am aflat că este internat la urgență, pe urmă la Elias, da, speram că de atâtea ori a trecut pe lângă el și a mers mai departe, speram că și de data asta nu mă așteptam să primim vestea asta. Ați mai vorbit cu el înainte să se interneze? Da, înainte de internare, cred că vreo lună, cam așa ceva, da. Ce vă spunea, era optimist? A, bineînțeles, ăsta era felul lui de a fi. Era un om optimist, o eleganță, un om deosebit, un om adevărat, pe care, vă dați seama, știu eu, de la Piatra Neamț. Vi s-a plâns vreodată de problemele de sănătate? V-a spus vreodată că parcă nu ar mai avea putere să lupte? Nu. Niciodată. Nu stătea în caracter asemenea vorbe spuse. Nu, el era tot timpul omul care să muncească, să vorbească cu toată lumea, să socializeze, să... Un om, în adevăratul sens al cuvântului, Dumnezeu să-l ierte și să-i înalțe sufletul. Odată cu Mitică Popescu și cu toți cei care s-au dus în ultima vreme, pleacă o lume. O lume care ne-a făcut pe noi, cei care am îmbrățișat această profesie, să iubim meseria. Îți spuneam și mai devreme că eu, datorită lor, am făcut profesia asta și ei m-au învățat să iubesc ceea ce fac. Prin felul lor de a fi, prin felul în care au renunțat la viața lor personală pentru a ne face pe noi, publicul, fericiți. Cred că ar trebui să ne adunăm în jurul acestor mari valori pe care le-am avut și să le păstrăm memoria vie, pentru că numai așa vom putea merge mai departe.